Premierul Nicolae Ciucă în aceste momente la construcția podului de la Brăila. Declarații, să-l ascultăm. Alte dezvoltări tehnologice prin care să putem în viitor să dezvoltăm astfel de lucrări, de ce nu, cu forțele proprii. Ca atare, în decembrie vom avea acest pod în circulație. Tot astăzi am avut o vizită la compania Yazaki din municipiul Brăila, companie care are un număr de 3600 de angajați, care produce cablaje electrice și electronice, și am putut să discut și să iau la cunoștință problemele cu care se confruntă companii de o astfel de dimensiune, astfel încât să putem să identificăm împreună soluții, pentru că, pe de o parte, am avut criza generată de pandemia de COVID-19, de cealaltă parte, iată, acum sunt influențe directe sau indirecte ale războiului din Ucraina și este nevoie de coordonare între mediul privat și instituția guvernului, astfel încât să putem să asigurăm derularea în continuare a producției, să protejăm locurile de muncă, și am putut să văd această coordonare realizându-se cât se poate de eficient. Conducerea companiei ne-a explicat modalitatea în care reușesc să-și păstreze resursa umană. 3600 de angajați nu se țin foarte ușor în condițiile în care există întreruperi pe fluxul de producție, întreruperi care sunt generate atât de scăderea cererii de automobile, cât și întreruperi generate de întreruperea fluxurilor logistice. Totodată doresc să menționez că astăzi, împreună cu ceilalți doi lideri ai coaliției, domnul Marcel Ciolacu și domnul Kelemen Hunor, am semnat împreună legea offshore, o lege atât de așteptată, pentru că odată intrată în vigoare, se va asigura stabilitate și predictibilitate legislativă pentru investitori, se vor debloca investițiile în offshore și onshore, astfel resursele de gaze naturale din Marea Neagră vor putea fi exploatate și, de asemenea, resursele onshore de mare adâncime din județul Buzău vor putea, de asemenea, să înceapă a fi exploatate. Ceea ce aduce nou această lege este, este vorba despre un regim fiscal competitiv, prin care statul va putea să beneficieze de 60% din venituri și investitorii de 40% din venituri. Ca atare, prin această lege, cu certitudine, începând din acest an, vom avea pentru prima dată compania Black Sea Oil Gas livrând gaze, cred că nu mai târziu de jumătatea anului. Exploatează un perimetru de unde va asigura aproximativ 1 miliard de metri cubi pe an. Exploatarea în perimetru Neptun Deep va începe cel mai devreme la sfârșitul anului 2026, începutul anului 2027. Totodată, în onshore, la Caragele, în județul Buzău,
exploatarea gazelor la mare adâncime va începe la începutul anului 2024. Practic, prin acest proiect legislativ, așa cum spuneam, asigurăm cadrul necesar astfel încât exploatările de gaze naturale să poată să asigure, pe de o parte, independența față de gazul rusesc, pe de altă parte, să asigure cantitatea necesară de gaze și în acest interval de timp 2022-2027 să putem să gândim dezvoltarea industriei chimice care să poată să folosească aceste gaze naturale. Știm foarte bine că ne găsim într-o perioadă în care este foarte mare nevoie de fertilizatori, de îngrășăminte pentru agricultură, datorită lipsei cantităților. Vestea zilei, legea offshore a fost votată în coaliție. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla mai departe.